Bine v-am găsit! Vă invit să vizionăm tutorial grupurile Facebook și vom descoperi împreună ce materiale putem posta. Și avem aici că putem posta în grup foto sau video, deci putem posta imagini sau filmulețe și putem adăuga o cameră video la care să se alăture toți membrii sau membrii selectați. Apăsăm aici unde scrie ceva. Avem adaugă în postare. Foto, video, creează cameră, etichetează persoane, clip video în direct. Dar în același timp avem mai multe. Și acum o să dăm pe mai multe și vom lua în ordine. Deci putem posta foto, video. Apăsăm pe foto, video. Adaugă fotografii sau clipuri video. Apăsăm aici. Scriem video. Se postează. După cum putem vedea, videoclipul nostru se postează pe acest grup. Zice, clipul video din postare este în curs de procesare. Până se procesează, o să încărcăm mai departe, dăm tot pe foto-video și adăugăm o imagine. Apăsăm pe imagine și scriem imagine. Postează. Imaginea noastră vedem că a fost postată. Mai departe, mergem unde scrie ceva, apăsăm mai multe, etichetează persoane. Și putem să etichetăm persoane care sunt în grup. Apăsăm pe persoană, dăm gata. Apăsăm pe 3 puncte, vizită și căutăm în primăria Caransebeș cu Amina Andreea. Dăm, scriem locație. Artă. Dăm postează. Apăsăm unde scrie ceva. Apăsăm un sondaj. Când doriți să ne întâlnim. Luni, marți, miercuri, joi, și adaug o nouă opțiune, vineri. Și îmi postează. Și vedeți că sondajul nostru a fost adăugat. Bine, haideți să vedem ce mai putem posta pe grupuri. Uitați ce ne-a apărut. Clipul tău video este gata pentru vizionare, poți să-l vezi acum. O să ne uităm apoi, după ce creăm un eveniment. Putem crea un eveniment online sau în persoană. Întâlnește-te cu alții într-o anumită locație. Și dăm numele evenimentului, data de începere, data și ora de terminare. Bine.
Haideți să vedem ce mai putem adăuga. Apăsăm tot pe 3 puncte. Și ne apare, scrie un articol. Deci putem scrie un articol și după cum putem vedea, avem mai multe opțiuni la acest articol. Un titlu, un subtitlu și apoi să scriem articolul. Putem folosi mai multe caractere, putem să inserăm link, putem să inserăm imagine. Și apoi apăsăm postare. De exemplu, excursie. Păreri. Am fost cu toții în excursie. Puncte, puncte și adăugăm și o imagine. Și dăm postare. Inserează o fotografie de copertă la acest articol. Dăm postare. Și articolul nostru, după cum putem vedea, a fost adăugat. Dăm click pe articol și îl putem citi în acest grup. Mai departe putem adăuga, apăsăm tot pe 3 puncte, apăsăm fișier. Încarcă un fișier. Hai să vedem ce fișiere putem încărca. Până la 100 de mega. Încercăm să vedem dacă putem încărca Word. Vedem că documentul nostru Word a fost adăugat. Mai departe, haideți să încercăm să vedem dacă putem adăuga un PPT-ul. Vedem că și PPT-ul a fost adăugat. Mai departe, apăsăm tot pe 3 puncte, tot pe fișier, alege fișierul, un PDF-ul încărcăm. Și să vedem dacă putem încărca și Excel. După cum puteți vedea, și Excel-ul a fost adăugat. Apăsăm tot pe 3 puncte și vedem că putem să creăm o cameră. Deci în acest grup putem crea o cameră pentru a ne întâlni video cu cei prezenți în această cameră. Cine poate intra? Toți membrii. Sau putem selecta doar anumiți membri. Ora de începere acum. Camerele încep doar cu un apel vocal, dar utilizatorii își pot porni oricând camerele. Dăm înainte. În desfășurare, postează. Avem și link la cameră. Și apăsăm intră.
Apăs să-mi intră în cameră. Și aici copiem link-ul dacă dorim să ni se alăture și alte persoane. Închidem. Și după cum putem vedea, Duma Cornelucean a creat o cameră. Oricând putem să ne întâlnim aici online, video, cu membrii din grupul nostru. Mai departe putem adăuga un clip video în direct. Deci putem să filmăm, să intrăm în direct și putem să vedem pe grup ceea ce filmăm noi. Și de asemenea, toți membrii grupului pot să vadă ceea ce filmăm. Bun, revenim. Putem, de asemenea, adăuga în acest grup GIF-uri. Apăsăm pe GIF, dăm postează. Și în final putem adăuga tot pe grupul de Facebook o stare sau activitate, cum ne simțim. Și adăugăm întrebări sau răspunsuri. Q&A. Și avem mai multe culori la aceste întrebări. Dăm înainte. Dăm postează. Deci, haideți să facem o scurtă recapitulare a ceea ce putem posta pe un grup de Facebook. Q&A, întrebări și răspunsuri, GIF, o cameră video în care putem porni automat videoconferință cu cei prezenți în grup. De asemenea, putem încărca ca și fișier Excel, PDF-ul, PPT-ul, Word. De asemenea, putem adăuga un articol în grupul nostru, un sondaj, o hartă, o imagine și, bineînțeles, un videoclip. Acest tutorial a fost realizat de profesorul Duma Cornel Lucian, expert resurse educaționale deschise, tutoriale și religie, în proiectul Curriculum Relevant Educație Deschisă pentru Toți, CRED.